După cercetările de rigoare efectuate de către polițiștii reghineni, s-a ajuns la concluzia că el ar fi suspectul la mai multor furturi din câteva unități comerciale. Un tânăr a fost arestat inițial pentru un furt de țigări din cartierul Rodna. În cursul zilei de ieri, lucrătorii Biroului de Investigații Criminale au procedat la începerea urmăririi penale în două cazuri de furt calificat. Ambele furturi s-au comis din societăți comerciale, din care s-au sustras băuturi și țigări, plus alte bunuri. Învinuitul a fost identificat, s-a început urmărirea penală față de acesta, ieri a fost reținut pentru 24 de ore sub învinuirea de furt calificat. Suspectul în vârstă de 20 de ani a fost prezentat în fața curții pentru a se decide dacă va fi arestat pentru o perioadă mai lungă. Pentru faptele comise riscă o pedeapsă între 3 și 15 ani conform codului penal astăzi va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Reghin, unde vor fi analizate probele din dosar și cu siguranță, sau să spunem totuși probabil, se va face o propunere de arestare preventivă către judecătoria Reghin. Este un cunoscut al polițiștilor, are la activ și alte furturi comise tot pe raza municipiului Reghin, însă prin cercetările riguroase ale agenților de poliție reghineni a putut fi identificat și de această dată. Tânărul ne este cunoscut, are antecedente penale, îl cunoașteți și dumneavoastră pentru că l-ați mai dat, are și alte dosare penale pe rol, alte furturi, inclusiv două mopede, cred că vă amintiți de cazul respectiv. Vom vedea care va fi continuarea cazului nostru. După îndelungi deliberări, procurorii și judecătorii reghineni au decis ca tânărul de 20 de ani să fie reținut pentru o perioadă de 29 de zile, urmând ca după aceea să-i se dea și verdictul final. Pentru Jurnalul de Reghin, Vasile Cernea și Galbotont.